În intervalul 7-15 decembrie 2015, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș a desfășurat activități de control, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Destinațiile vizate au fost cluburile, discotecile și sălile de spectacole din întreg județul. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș a desfășurat activități de control, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, la 17 obiective din zona administrativ-teritorială, care au ca destinație de club, bar, discotecă, sală de cinematograf sau spectacole. Cu prilejul acestor controle inopinante au fost aplicate 10 amenzi în valoare de 45.000 de lei. Principalele nereguli constatate au fost deficiențele privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor, nerespectarea reglementărilor referitoare la utilizarea focului deschis și a efectelor speciale pirotehnice și, nu în ultimul rând, lipsa autorizației de securitate la incendiu.